În primele 6 luni ale acestui an, la nivelul județului Dâmbovița, infracționalitatea a înregistrat o ușoară creștere față de aceeași perioadă a anului trecut. S-au înmulțit infracțiunile judiciare, ca loviri și alte violențe sau amenințări. Îmbucurător este că a scăzut numărul infracțiunilor grave. Ca și situație operativă, în perioada ianuarie-iunie anul curent, la nivelul IPJ Dâmbovița au fost sesizate 7.073 de infracțiuni, dintre care 470 economico-financiare, 5.543 de natură judiciară și 1.060 de altă natură. Dintre cele 3.310 infracțiuni sesizate, 87 au fost comise în mediul stradal, iar 15 în mediul rural. Din totalul infracțiunilor de natură judiciară, 3.198 au fost contra persoanei, 1.768 de loviri și alte violențe și 673 de amenințări și 1.362 contra patrimoniului, dintre care 1.346 de furturi și 16 tâlhării. În replică, pentru a încerca stoparea creșterii numărului de infracțiuni sesizate, polițiștii dâmbovițeni au organizat mii de acțiuni preventive și au aplicat amenzi de peste 18 milioane de lei. În perioada supusă analizei, polițiștii din cadrul IPJ Dâmbovița au aplicat 81.960 de sancțiuni contravenționale, a căror valoare se ridică la 16.305.000 lei. Din totalul acestora, 12.337 au fost la legea 61, 834 la legea 12 și 313 la legea 171/2010 privind contravențiile silvice. Cele mai multe infracțiuni sesizate s-au înregistrat în municipiul Târgoviște, dat fiind și numărul mare al locuitorilor. În județul Dâmbovița a crescut și numărul accidentelor rutiere grave, soldate cu vătămări corporale sau cu decese.